Focul de pe munte. A fost odată ca niciodată un băiat care intră slugă la un bogătaș. Toate bune și frumoase până într-o zi când bogătașul îi spuse băiatului că ar pune rămășag cu oricine, că nu poate supraviețui o noapte fără mâncare, haine și adăpost pe muntele cel înalt, unde sufla noaptea un vânt teribil. Băiatul, sărac fiind, îi spuse că el crede că e posibil, dar nu are pe ce pune rămășag, iar stăpânul său îi promise pământuri multe dacă va reuși să ducă sarcina la bun sfârșit. Atunci tânărul îl vizită pe bătrânul satului și ceru un sfat. Voi face un foc mare pe care să-l vezi de pe munte, iar în acel moment vei ști că mă gândesc la tine și vei face față viforniței nopții. Lucrurile se petrecură în tocmai. Deși îi era foarte fric, băiatul rezistă toată noaptea în bătaia vântului, doar privind focul din depărtare, supravegheat de slugile bogatului. A doua zi, bogatul îl întrebă cum a reușit. Și auzind că băiatul privise un foc, îi răspunse că a pierdut pariul. Băiatul merse la judecător să-i facă dreptate, dar acesta îi ținu partea bogătașului. Atunci se îndreptă spre înțeleptul satului și îi povesti întreaga întâmplare. Înțeleptul, decis să-l ajute, organiză o masă mare unde pofti toți oamenii de seamă din ținut, inclusiv pe judecător și pe bogătaș. Îi pofti pe toți într-o încăpere mare, unde se revărsau miresme îmbietoare din bucătărie. Cu toții așteptau ospățul, dar se lăsa deja seara și acesta întârzia să apară. La un moment dat, unul dintre invitați nu se mai putu abține și îl întrebă pe înțelept de ce i-a invitat la ospăț dacă tot nu-i servește cu nimic. Acesta îi răspunse: eu credeam că vă veți sătura doar cu aroma bucatelor gătite, la fel cum și acest tânăr s-a încălzit în vârful muntelui de la focul ce venea din locuința mea. Atunci bogatul și judecătorul și-au recunoscut greșeala, iar tânărul își primi pământurile câștigate pe drept.